Adică începem de niște aflăinte, să mai intervenim cu câteva precizări în urma și completări în urma celor spuse până acum. Jurnalul la care face referire Corin Damian Suceava, ucenic al lui Dumnezeu, a fost arestat, face parte din cărțile arestate comuniști. Există, sper să fie editat, nu de la apel. Mi-a făcut enorm ce a spus Andrei Reitanu referitor la stilul acesta fărintului Scrima. Eu am avut șansa de a-l cunoaște, dar mult mai puțin. Însă ceea ce știu este că un duhovnic spune fiecăruia ceea ce are nevoie. Nu tocmai spiritual în general. Așa cum vouă studenților vă spuneam, vă interesează Scrima și aceea aveați după aceea de știut și spuneam pe aici, frumos imediat, aș putea să fie contact în bibliotecă să poată înțelege mai mult și publica în spusele dorintelui. Aș vrea să completez, fiindcă, bine, eu știam mai mult, dar există deja o mărturie publică. Ceva ce anul acesta spuneau cei care au fost foarte aproape, nu știu care putem numi cei ce ai vorbit cu Scrima, mă refer la Andrei Vireș și la Voia Patrăviri, care aflau de la Părintele lucruri de care ei aveau nevoie la etapa la care erau domnilor. Există niște mărturii foarte interesante, le veți găsi un film făcut de prietenul nostru, la Părintele, prezent aici. Dar este un alt film decât cel pe care îl vom vedea imediat. Ar mai fi foarte multe de spus, dar aș vrea să fac două precizări ultime referitoare la Sfântul Tudor în primul rând și a doua la o altă viziune foarte descurcată. Foarte descurcată. Vedeți, oamenii au o anumită dinamică. Trebuie să vedem într-o creștere, într-o mișcare. Așa cum un copil începe să meargă de acușa și după aceea știe să meargă și încet-încet învață foarte multe. Așa se întâmplă fiecare. De măsura care crește lăuntric. Probabil că Sfântul Tudor structural era un pic mai iute. Însă Sfântul Tudor, Părintele Damian, din ultimii săi ani, există niște mărturii extraordinare, de frumoase. Trăiesc astăzi, încă i-am avut invitați la un simpozion la care am participat, la Piața Mea, se face anual un simpozion, chiar așa se cheamă Ziua Sfântului Tudor. I-am avut invitați pe câțiva dintre ucenicii lui Sfântul Tudor care au fost pe rară de cu câțiva ani înainte de fiecare asta. Să vedeți cum vorbesc acei oameni despre Părintele Damian Sfântul Tudor. Ca despre un tată care era în lume, niciodată nu s-a văzut că era astfel, că era lume. Și dincolo de aceasta, există în acest jurnal al lui Ionescu o altă mărturie foarte interesantă. El are la un moment dat o discuție, el, Ionescu, cu Nichifor Cainic. Și de la una la alta, Nichifor Cainic, care a avut ca colaborator pe Sfântul Tudor la Cunirea, înainte să apară credința, chiar de credința, înainte de asta povestea și revista Afară de Foc, o revistă de cultură, tot de inițială, îi spune Cainic un pic avea niște rețineri în credința lui Sfântul Tudor și el îi spune, tu nu îl cunoști cu adevărat. Este altfel. De-aia cred că merită să aprofundăm viața acestor oameni. Iar într-o scrisoare pe care
același moment îl trimite cu ea lui Iscrima, care Iscrima era în străinătate la acel moment. Îi spune cam în felul următor. Asta se întâmpla în finalul 57 sau începutul 58, nu știu să vă spun cu exactitate. Acum ei au fost arestați în noaptea de 13-14-15. Și îi spune, a venit la noi în București. Iar Nicolescu îi spune pe următor, îi scrie părintele Iscrima, fratele meu de Iscrima. Îi spune, a stat o săptămână undeva la un tărâm, bănesc că o fi fost Căminul Răuțescu, nu știu să spun pe exactitate, dar l-am identificat. Și spune, care s-a plecat să la 3 săptămâni. Nici nu știu ce om dedicat este. Și ce bine ne-am înțeles și toți din familie, îi simțim lipsa ca plecat. Era o prezență foarte caldă, foarte plăcută în mijlocul familiei noastre. De aia sunt pregătită să studiem mai adânc toate aceste lucruri. Și m-am bucurat de urmă când am regăsit cele spuse de Andrei, spiritul acesta de comunie care împărtășeam și eu vocații, în primul rând, elevilor și studenților, știu că am avut o astfel de discuție. Asta cred eu că trebuie subliniat și cu asta merită să plecăm acasă. Sigur, majoritatea, probabil, dintre dumneavoastră sunt teologi, viitori părăuți, viitori profesori de istorie religioasă. Veți avea momente, și am predat și eu ce o ortodoxă la un moment dat, veți avea momente și discuții de catehizare, să spunem, să vă încercați pe teme teologice cu diverse persoane. Cu oamenii mai simpli vă veți descurca într-un fel sau altul. Dar vă întreb, ce să faceți în clipa în care o să aveți oameni foarte, foarte culți? Știu că și aici sunt studenți care au deja o facultate chiar fizică, matematică, e un lucru extraordinar de important asta. E bine, ceea ce vreau să vă spun în încheiere este că acești oameni aveau deja, au trăit foarte aproape de noi. Multe din fenomenele de științe, chiar tehnici, culturii, pe care le trăim noi astăzi, au izvoare în intermediul, sigur, mai departe, dar o să spun că deja în floreau. Foarte multe din întrebările pe care le punem noi astăzi și le-au pus în același timp intelectuali, fie că erau teologi, fie că ruptura asta, separarea asta intelectuală, om al bisericii, tot costurile, antinivirea Constantinului, Basarabul, unde erau mai puțin intelectuali, părintele Benedictiu și părintele Sofia, părintele Arsenie Papacioan, sau că am vorbit astăzi despre el, sau mai ales părintele Petronul Tănase, care avea 3 licențe. Erau ei mai puțin intelectuali, pentru că erau totuși de tine. Însă, asta vreau să spun. Acești oameni și-au pus niște întrebări și-au și găsit niște răspunsuri până la urmă, pe care întrebări pe care le punem noi astăzi. Așadar, lectura și studiul vieților acestor oameni ne vor ajuta și pentru noi, pentru creșterea noastră în lumea, dar și pentru eventuale discuții cu terțele persoane. Și, evident, nu vom înțelege nimic. Asta am susținut totdeauna, chiar vorbind la un moment dat, elevilor de la seminarul teologic de la Piatra Neamț, de la Mănăstirea Neamț. Nu vom înțelege nimic. Putem să, chiar să ne rugăm fiecare în felul nostru
Dacă nu cercetăm noi înăuntric cum este și ce se întâmplă, despre ce este vorba în lucrarea aceasta psihastă și în același timp, dacă nu vizăm comunea creștină, asta e legat de acești oameni dincolo de rugăciunea psihastă, comunea. Îți mulțumesc, Andrei, că ai spus asta. Da, o să discutăm poate cu altă ocazie despre diversele coterii, diversele bârfe. Că unul a adunat Paolo, că părintele de părinte în scrima au ajuns acești oameni în închisoare. Sunt enorm de multe ipoteze. Unele scrise chiar de ei, oamenii nu pe atunci, că trebuie să înțelegem, erau un joc de oglinzi. Noi vedem de la o multă distanță, altfel, din nouă informații pe care le avem noi astăzi și invers. Dar totuși, noi avem totuși această perspectivă ceva mai detașată. În orice caz, o să vă dau ca ajutor la această problematică un singur răspuns dat de Alexandru Dumnezeu, tot în acest volum, care spunea să încetăm odată cu ipoteza asta, că și el adesea scrie inițiale care pot fi decriptate până la un punct simplu, unor n-am reușit să le decriptăm. Poate dacă cineva dintre noastră mai are sugestii, chiar nu aștept cu drag pentru electoralei, pentru oamenii. Și spunea că ei ar fi ajuns să trezi oameni în închisoare datorită, adică din cauza unor eventuale imprudențe, nu zic de la cine, ale părintele Scrima, și el mai e numele două persoane, mai puțin cunoscute în spațiul public asta. Unul dintre ele este părintele Ionescu. Iar Mironescu spune să începem cu postii astea. Noi am ajuns acolo, fiindcă așa au luat toate celelalte postii de accidente lumești. Scrima n-a fost de mine, că a făcut un act impoșezat, vă pot spune sigur. El a vorbit cu cineva, voi e Cremant în Franța, uite cam ce se întâmplă în România, iar lui e Cremant, fără să îi spună lui Scrima, fără să-l avertizeze, a publicat. Iar Andrei Scrima n-a mai vorbit timp de 30 de ani acest om. Aproape de plecarea din această lume, Olivier Clément a dat o mărturie pe care eu am publicat în urmă de așa despre acest subiect. Așadar, e foarte important să nu aplicăm urechea asupra diverselor bârfe care ce produrează. Fiindcă situația a fost mult mai complexă. În anul 56, 1956, a fost așa numită contra-revoluție din Ungaria. Rușii, care erau și la anunțare de trupe, nu aveau chef să mai fie astfel de atacuri la stabilitatea regimului comunist. Chiar dacă au fost ce a fost un câștig al politicii românești, ei au fost convins să-și retragă pe țară și asta s-a întâmplat exact în 58. Dar asta nu s-a întâmplat peste moarte. Retragerea tuturor țării din România a durat câteva săptămâni. Ei, politicii din România, în 58, tocmai ca să-i convingă bănuși că totul este sigur, că totul este în regulă aici, aveți încredere în noi, că nu o să aveți surprize, cum au fost în Ungaria cu 2 ani de zile. Asta sunt istoricii, cercetătorii noștri. Au arestat mai multe locuri de intelectuali, care erau urmăriți, nu de azi de ei. Cei de la lupa au prins, erau urmăriți din 45. Sunt deja toți. Așadar, lucrurile sunt mult mai complexe. La fel au fost arestați și rotul meu capilat. Au fost arestați o parte dintre membrii lui Aprins, unde au picat ca nu știu de și câțiva studenți, unii săraci au fost de 3 ori sau de 2 ori fost. Sau o singură acei 4 studenți, cu Silviu Ionescu, Șerban Ionescu, sus care au avut apăsat Tudor, au mai întâlnit pe două ori prin Bucurii și ăsta a fost păcat și a fost 5 ani de închisoare. Așadar, situația este mult mai complexă și este dezavantajos să puiști în ampile rapide, să te extrezi.
discipline asupra unor subiecte atât de complexe. Însă ceea ce e important rămâne, rugăciunea și comunia.